Cel mai mare șahist moldovean, Virel Bologan, este primul invitat al seriei. Bună seara! Bună seara! N-ați reușit să obțineți victoria la memorialul Veceslav Cebănencu, la fel cum s-a întâmplat în 2012 și 2014, însă până la urmă a fost un turneu interesant de această dată. A participat și omul care a luptat pentru titlul mondial cu Garry Kasparov, englezul Nigel Short, care, iată, la 51 de ani este pe locul 55 în topul mondial. Da, bineînțeles că nu pot câștiga tot timpul turneu, mai ales că eu sunt unul dintre organizatorii acestui turneu și este o obligațiune ca elev ca să păstrăm memoria antrenorului nostru Veceslav Cebănencu, mai ales că el și-a făcut amprenta nu numai în șahul moldovenesc, dar și șahul mondial, a lăsat varianta Cebănencu, a lăsat multe analize teoretice care sunt actuale și în ziua de astăzi. Dar, din alt punct de vedere, turneul a fost foarte frumos, aveți dreptate, au fost niște oaspeți foarte importanți. Pentru prima dată în Moldova a venit Nigel Short, o persoană legendară în șahul mondial și ca valoare chiar actuală șahistică este foarte puternic. Și vice-campion al lumii între fete Jucen, care reprezintă acum statul Qatar. Deci turneul a fost reprezentativ, puternic și faptul că m-am plasat pe locul 8, imediat după Nigel Short pe locul 7, adică a arătat că turneul a fost și interesant. Cu siguranță. Și dumneavoastră ați fost mai mult timp în top 20 mondial în perioada 2001-2005, atunci ați obținut și cel mai mare succes din carieră, victoria de la Dortmund, unde v-ați clasat mai sus decât Kramnik, Anand și Leku. Care e cea mai memorabilă partidă din cariera dumneavoastră? De obicei, șahiștii, și nu numai șahiștii, spun că cea mai memorabilă partidă încă nu este jucată. Însă din cele care le-am jucat, deja este cu Vishwanathan Anand, anume acolo la Dortmund, pentru că bine m-a uimit un moment critic în această partidă, a fost foarte grea. Adică eu știam că el se apără foarte bine și aveam deja doi pioni în plus și mă așteptam la o rezistență dură din partea lui, adică eram concentrat, eram plin să mai lucrez încă 2-3 ore asupra acestui rezultat și imediat, în momentul când el a cedat, eu am fost surprins pentru că eu mă așteptam că el... Poziția poate era câștigată, dar faptul că a cedat și eu, în asemenea apărător ca Anand, adică el a suferit că nu prea are șansă și a cedat. Adică acest moment când l-am bătut pe asemenea un leu, un taur, a fost foarte important pentru mine psihologic, mai ales că eu am câștigat la mai mulți campioni, dar această partidă poate cea mai interesantă și mai memorabilă. Ok, cum vedeți șahul la vârsta de 45 de ani? Sunteți la fel de motivat ca în perioada de glorie? E o foarte bună întrebare, eu acum tocmai am discutat cu prietenii, cu colegii. Noi trăim într-o perioadă când durata vieții active este mult mai mare ca înainte și pentru mine însăși faptul ăsta de a ieși la pensie, de a primi pensia, de a nu lucra, e nonsens. Omul se naște ca să activeze, nu pot, poate să nu lucreze, dar să activeze, adică și eu mă simt la 45 de ani, poate nu tot așa de motivat, dar destul de motivat și cel pus, sigur că sunt interesat în ceea ce fac și mi-este interesant să găsesc idei noi, să joc partide noi și să câștig, să însușesc variante noi, adică și tot acest, bineînțeles că sunt ca antrenor, adică predau șahul, analizez cu elevii, dar motivația e aproape aceeași ca și 20 de ani în urmă. Sunteți antrenor de 6 ani în Qatar. Cum ați ajuns acolo și cum e să antrenezi? În Qatar am ajuns la invitația Federației din Qatar, adică practic era... Acum el practic a trecut la lucruri în Federație, secretar general, dar cel mai bun șahist a veacului 20, arab, marele maestru Mohamed Al-Modiahi, el știa partii din mine, bineînțeles, cum joc, stilul meu de joc și i-a plăcut și m-a invitat pe mine atunci în 2007 pentru prima dată și pe urmă, iarăși în 2012 am reluat contractul. Îmi pare foarte bine de această experiență. Eu, familia mea, suntem mulțumiți. E un lucru interesant, cum am mai spus, ca elev mă este în afară de Al-Modiahi, este și soția lui, fosta tenizoaică, fosta campioană lumii, Jucen din Qatar, adică e un lucru interesant. Și acum am pornit de câțiva ani și proiectul Șahul în școală, adică încercăm și acolo să
această dragoste față de șah, acest joc al minții să-l răspândim nu numai la nivel profesionist, dar și la nivel școlar. Și cu siguranță de, găzduirea de către Qatar a campionatului mondial de șah în decembrie anului trecut a adus la aportul acestui gen de sport și de 4 ani, iată, campionul mondial este norvegianul Magnus Carlsen, care la ultima finală a avut ceva noroc cu rusul Sergei Karjakin. Da, el mi se pare că nu s-a așteptat la o asemenea rezistență de partea rusului. Eu cu Sergei Karjakin personal am lucrat, mai ales când era adolescent, în perioada asta de creștere. Și îl cunosc foarte bine. La momentul când lucram cu Karjakin, când el avea 14 ani, îi socoteau două vedete care clar depășeau pe restul la nivel de talent, forță și așa mai departe. Și s-a adevărat că ei, pe urmă, totuși au jucat acest meci și în momentul când jucau, deja Carlsen era un favorit clar, dar Karjakin a reușit și el și echipa lui să facă o muncă enormă și să zicem, această diferență s-o compenseze și în momentul meciului deja Karjakin era favorit, la un moment dat că el conducea meciul și avea o poziție câștigată dacă găsea acel nebun F7. Ar fi fost hotărât meci în favoarea lui, dar aici, dacă putem spune de noroc, aici norocul a fost de partea lui Carlsen. Și îl vedeți pe Carlsen să domine în continuare șahul mondial? E foarte greu să domine în lumea contemporană, în orice domeniu, în tenis, șah nu contează, dar anume că Carlsen are un talent fantastic, enorm, comparativ cu cei mai buni campioni, Karpov, Kasparov, Capablanca, din timpurile sale. Adică e real, noi trăim în... Nu toate timpurile, nu toate generațiile au avut noroc să trăiască în timpul unui asemenea geniu. Carlsen, bineînțeles, este. Și faptul că domină șahul de 4 ani și va mai domina încă vreo câțiva ani precis, este ceva excepțional, mai ales pentru lumea de astăzi, când totul se face mult mai repede ca înainte. Cum vi se pare noua generație a șahiștilor moldoveni? La ultima ediție a campionatului național s-a impus un băiat de doar 18 ani, Nikita Morozov. Cum vi se pare acest... Eu să cot că acesta este un semn foarte pozitiv al însăși faptului că noi avem asemenea talente în Moldova, a lucrului federației. Noi, datorită din 2011, îl avem pe președintele federației, acum e președintele țării, pe Igor Dodon, care a susținut șahul. Bineînțeles că aici noi avem nevoie de antrenori importanți și aici Dumitru Svetușkin lucrează de vreo câțiva ani cu juniori, inclusiv și cu Nikita Morozov, pe care l-a depășit pe Dumitru, adică Dumitru a rămas locul 2. Adică aici noi avem un program, un sistem de pregătire a tinerilor, mai este și Andrei Macovei și mai sunt Ilie Martinovici. Adică sunt vreo câțiva tineri care noi, practic, peste vreo 2-3 ani trebuie să joace în echipa națională olimpică și aici, slavă Domnului, stăm destul de bine cu rezerva. L-am auzit pe președintele FIDE, Kersan Ilyumjimov, declarând că se va implementa un nou proiect, o tabă de șah în fiecare casă. Credeți în succesul acestui proiect? Eu aș spune așa, că Kersan Ilyumjimov nu este un om de pe planeta aceasta, este un fantastic, dar un fantastic, visurile care se realizează. El a dorit să facă un chess city în stepa acolo, în Elistan, Calmâchia, și a făcut și olimpiada acolo. El deja de 20 de ani la cârma președinței Federației Internaționale de Șah și a făcut foarte multe proiecte, inclusiv șah, în școală a susținut. Să zicem, în vizita trecută, când a fost aici, am fost la Comrat în Găgăuzia și a zis, hai să facem aici un turneu internațional de șah. Și, bineînțeles, nu e Găgăuzia o regiune șahistică, dar a spus și nu mai sper să o facem. Adică proiectele lui are o mână ușoară și multe din ele sunt realizate, dar, bineînțeles, dacă să vorbim șahul în casă, șahul în fiecare familie, e nevoie de muncă mai așa, mai de zi de zi și de timp, adică e nevoie de timp, dar eu nu s-o cot că șahul strică. Adică șahul dezvoltă foarte multe calități. Chiar acum la memorial, turneul acesta, la memorial Cebănincă, au venit și șahiști, dar și șahiști care sunt și în business acum. Și foarte reușit, să zicem. Și toți confirmă unul ca unul că șahul le-a ajutat foarte mult și le-a dat foarte mare avantaje față de alți businessmani, față de alți
competitori la profesie de sală. Și e o probă grea până la urmă, trebuie de fiecare dată să fii concentrat. Cum vă relaxați? Știu că ați practicat timp de o an în tinerețe fotbal. Da, cât am fost aici în spațiu fost-sovietic, în Chișinău, la Moscova, jucam fotbal practic în fiecare săptămână. Dar în Qatar n-am această posibilitate, în Qatar mai mult alerg, în not când e arșiță deja, eu nu pot să alerga, dar bineînțeles, acum în ultimul timp Qatarul organizează multe măsuri deja ca spectator pot merge la meciuri de fotbal, la campionatele menționate, lumii, la handball, la box n-am fost. Dar știu că a fost la not, adică Qatar organizează multe competiții de cel mai înalt nivel la tenis în fiecare an, vine bineînțeles. Mi-ați povestit de o probă, nu? Șah, box, ceva nou pe care... E deja câțiva ani are această probă, este foarte interesantă, cine dorește poate să culeagă pe YouTube și să găsească secvențe cu această probă. Ideea e foarte simplă, dacă ai o pregătire destul de bună în șah sau în box, te ții o minută și pe urmă treci la box, zicem, de la șah la box și joci o partidă de 5 minute șah și în același și ai 5 runde la box. Și la un moment dat cineva sau pică, sau îi pică stigulețul, sau primește mat. Ceva se întâmplă. Următorul invitat al serii va fi un campion european printre tineret la box, dar vreau să vă întreb de Qatar, în această țară s-a organizat campionatul mondial de box, de handball, de șah. Se va organiza peste 2 ani campionatul mondial de atletism. În 2022 campionatul mondial de fotbal. Absolut incredibil. E clar, e una dintre cele mai bogate țări de lume. Vedeți o agitație acolo sportivă? Da, să fiu sincer, deci localnicii reprezintă doar practic a 10-a parte din oamenii care trăiesc acolo. Deci 300.000 referitor la aproape 3 milioane. Și bineînțeles că nu poți satisface toate probele cu șahiști, cu fotbaliști, din localnici. Este un respect foarte mare față de sporturi, ele sunt avansate, dar e o luptă foarte mare pentru că noi de ce am început șahul în școală? Ca să selectăm acești mici cătărești, ca să-i atragem de partea șahului, în același timp și alți selecționeri din alte sporturi îmblă după ei ca să-i dai la alte sporturi. Concurența e foarte mare. Dar ce pot spune sigur că poate ceea ce poate vă iau din vorbă, dar infrastructura e fantastică acolo, real. Stadioane, piscine, piste, adică e ceva incredibil, adică nu vorbesc de tenis sau de alte măsuri acolo, probe. Da, acolo investit foarte mult în sport și ceea ce ne-ar trebui și nou.